Domnul Cătuneanu este soțul colegei noastre, doamna Laura Cătuneanu, în funcție de profesor educator în instituția noastră. L-am cunoscut cu mulți ani în urmă. Ce să vă spun, era un om deosebit, este o familie deosebită de oameni sensibili și rafinați. Dumnealui știm că lucra de mulți ani în sistemul SMURD, a salvat multe vieți și aceasta i-a fost soarta. Am înțeles că îl cunoșteați așa ca și om. Ce fel de om era? Cât de pasionat era de ce făcea? Da, era un om extrem de pasionat de meseria pe care o practica, cred ca oricare pilot, cu multă experiență, dar ce să vă spun mai mult, era un tată deosebit, un soț deosebit, mai multe nu știu ce să vă spun. Era un om care salva vieți. Sigur, da, a salvat multe vieți din ce știm. Asta a fost meseria și și-a făcut-o cu prisosință până când și-a pierdut viața la datorie. Este aplicat ca un trăsnet și peste dumneavoastră, prieten, dar pentru familie. Desigur, familia este devastată și pentru noi întreaga colectivitate a școlii a fost un șoc aflarea acestei vești. Dar încercăm să o susținem cât putem de mult pe colega noastră, să-i fim alături și de acum înainte. Imediat asta cu gardul mic, nu are o casă foarte frumoasă. Da, tot și gardul. Ne-am apropiat. Cum este, domnule? Ce să fac, domnule, cu acest gard? M-a avut niște bănuți. Să fac o renovare din asta generală. Și de printre timp îmi fac și mie volta asta. Da, domnule, vă fac și pasă. Nu-ți vine să crezi. După... Pe treabă una e... A fost Petrica, a fost cu elicopter. Ala, mă? Da. Oamenii m-au întrebat, păi, Tanașeu de Petrică, adică... Da. Doamne, când s-a plecat? Când? Ala, ieri. Ia auzi, mă, un om liniștit, foarte corect, foarte disciplinat. Dar uite ce mi-ai spus, domnule, nu-mi vine să cred. Era pasionat de... Da. Ce... Când v-ați întâlnit cu el ultima oară? Când l-ați văzut? Săptămâna trecută. Chiar am dat mâna cu el la ce, la poartă. Și? Am discutat cu el, dar nu se punea problema. Spunea că vine din când în când acasă, dar... Când în soace locuiește părinți, adică socrii, cum ar veni. Și soția. Acum vi se pare ce s-a întâmplat acolo cu el, că... Nu putem să ne dăm seama, ce vedem la televizor e una, realitatea poate alta este. El era un profesionist. Deficiențe poate și la elicopter, că am înțeles că elicopterul trebuia să fie... elicopterul trebuia să fie dotat cu niște... Rotoare, da, pentru asta. El n-a fost. Bine, aici s-ar putea și cei ce l-au îndrumat în cursă să... poartă o parte din vină. Părerea mea, unul, nu știu. Ca și pilot, așa el cum era. Era extra, era un băiat deosebit, domnule, nu se poate. Nici nu-mi vine să cred că a dispărut. Doamne, îi plăcea să zboare? Da, dar el asta a fost de la început, de când a venit aceea. Pilotul de pe elicopter, numai așa se vorbea de el. Domnul Voicu, socrul, cel care a decedat, are o jumătate de ani de când a decedat. S-a este... ocupat din mormântare, s-a ocupat din totul aici. Și dumnealui ce fel de om era domnul Cătuneanu? O bunătate de om. Deosebit, ce mai mult pot să vă spun, doar relații de bună ziua, că suntem vecini, dar în rest...
ce să știu, păi... Îi plăcea să zboare, îi plăcea ce da, făcea? Da, păi dacă venea cu aparatul, ne saluta că ne făcea grădina praf pe aici, ne zburătăcea toate florile, venea și ne saluta pe noi aici, în colțul ăsta, pe toți, venea, se lăsa cu aparatul și îl salutam, ne saluta. Asta-i, venea la două săptămâni, venea acasă. Venea des acasă? La două săptămâni. A salvat o grămadă de oameni. Da. Nu știu să vă spun amănunte așa, deci mai mult de atât nu știu să vă spun, dar așa din ce știm noi. Mai avea 3 ani până la pensie și își dorea în continuare să rămână. Să rămână, să lucreze. Cât mă ține, atâta mai continuă. Așa de mult îi plăcea să zboare. Noi stând la una din pomeni la socrul lui, chiar așa, zic, domn Petrică, mai stați mult? Zice, mai am 3 ani până la pensiunea Costele și dacă mă ține, merg în continuare, cât mă ține? Zice, când place și sunt sănătos, mă simt bine, e și locul de muncă și vreau să mai rămân în continuare, să lucrez în continuare. Îi plăcea să zboare. Asta era visul lui totdeauna. Cum ați primit pe asta? Cum ați aflat? Acum am văzut, am știu că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar n-am știut ca vecin, că e vecinul nostru. Și zic, mă, nu, și zic, hai ca să ne uităm, și zic, mă, nu-mi vini să cred, cum dacă săptămâna, acum două săptămâni am stat-o pe aici, dacă a fost în concert, au fost plecat, și zic, hai să-l vedem. Și asta este. Ultima oară când a venit. Cu el, da, bine dispus, cine a Costele, chiar l-am întrebat. Domnul Petre, ce faceți? Și sunt în concediu, într-o pauză. Și mai mult de atâta, ce să vă spun? Mai multe amănunte, nu, așa. A participat la o mulțime de misiuni de salvare. De salvare, da, din ceea ce ne-a spus atunci. Mai mult, mai amănunțit așa. Vă povestea despre... Nu eram zi de zi, că el dacă venea și el câteva... Două zile, trei zile stătea cu familia, nu stăteam pe stradă, doar ce ne găseam, ce faceți, ce dregeți și asta, că el trăgea mașina chiar așa și nu băga mereu în curte. Dar zborul era viața lui. Zborul era viața lui. El când, indiferent, nu ți-a așa, el sărotea, să lăsa cât de cât, ne făceam cu mâna și de acolo, ce faceți, domn Petric, iar ne-ați dat florile jos. Și de astea, nu...